La săptămâna conferință de presă. Ne aflăm în fața unui partid de, care va fi sâmbătă la Sibiu cu echipa din Brașov, CSU Brașov. Am avut o săptămână în care ne-am întâlnit. Cei care au fost dintre noastre la meci la Mediaș pot să au văzut, dacă nu vă spun eu, că a fost o evoluție bună. Aici o atitudine, o atitudine schimbată mult în bine din partea jucătorilor. Am fost acolo în meci la Mediaș. Din păcate, faptul că au avut o rotație mai mare, au jucat cu 9 jucători față de 7 jucători care au jucat la noi, 5 străini și 2 români, Crăciunul a jucat deloc și nici nu sunt doar Caldă și Haiduc, s-a văzut pe final când am aflat pe șef personal și ne-am pierdut. Săptămâna asta ne-am întâlnit pe seara Transilvania. Din păcate mai sunt tot cu probleme, chiar aici este elevat Sius, care este capitanul echipei. El le-a reușit să antreneze săptămâna asta, a avut probleme și de ordin respirator, viroză respiratorie și de ordin muscular. Și sper să trecem cu bine de meciul cu Brașovul și după aceea urmează meciurile capitale pentru noi. Dacă Mișoara cu Otopeni acasă și de aceea ne București, 3 meciuri într-o săptămână, care practic vor decide acționată în play-off sau rămânerea în afara play-off-ului. Pentru că le fac pe căvește și mai înamață, vă rog să spuneți voi întrebările și nu o să vă spuneți dumneavoastră. You can ask Ivan before. Okay. Ivan, what chance we have to go in the play-off, in your opinion, now? Chances are the same. Two games ago. Because Mișoara beat Steaua and we lose to Mediaș. Yeah, and we still the same and we have an advantage with Timișoara. If we finish the same with Timișoara, we go. I mean, because if it was the Stars today, I mean, we go because Timișoara, we beat them here at home and we must play them in Timișoara, which is a very important game and a very hard game. It's always pretty difficult to win in Timișoara, no matter how bad they're playing or what team you're on, it's a difficult game, but it's not anything that's out of the ordinary, not anything like it doesn't take a miracle. It just takes intelligence and smart basketball and playing together. Did you expect when you came here that Chester would be very close to stay out of the playoff? No, I didn't expect that. I mean, nobody expects that. I mean, I came here because I thought this team was first five, first four. Like, had the ability to be a team of that caliber, which we are. And I just think we have to find ourselves. Unfortunately, we haven't found ourselves yet, but hey, things happen and you just have to continue. If we miss the playoffs, are you going to search maybe another team? I'm not focusing on missing the playoffs, so I mean you have to ask me that question on April 2nd. Right. That's 8 p.m. Yeah, I'm not. That right now, that's not within my mind because it's 6 years in Romania. It's only really 1 year that I've been playing the playoffs, so I'm not focusing on that. And the team was very bad, and we're not a very bad team, so my focus is on making the playoffs and playing as hard as we can to achieve them goals. Because I don't want to be a part of history in a bad way. How is it now after the resign of Audrey? I mean, it's the same. I mean, everybody knows, okay, it's either some teams, they start to play better after that because they know it's more pressure on them. And some teams fold. I think we played okay. I think we played well in Mediaș. I mean, we started out bad. But I think the way we played was one of the best games from the second half that we really had. I personally think that. I mean, they're a good team. And you go down 20 points, it's pretty hard. And at halftime, we were up one. So I feel as a team we came together and really worked hard to get back into the game.
And they were playing 12 players, we were playing maybe 7. So it's pretty hard when a team is rotating 12 players and you're playing 7. And we had the pressure. And we just have to get used to it. Will play with the Brasov or will wait for the next three games? No, important games. Actually, I'm just waiting to see because I had the problem for like 3 weeks, my muscle, for 3 weeks, and I knew that the three games that was coming up was important, and Rovinov, Tugumovic, and Medias, and I was just playing, but it got worse. And I just had to sit out a few days to rest it because there's really nothing, like no medicine or anything you can take for it. You just have to rest it for a while. And I will see. But I don't want to play in a game and it comes back to something. I will start practicing and see how it feels and try to finish the season strong. That's the most important thing, to try to finish the season healthy and make a good run at it and give my all, be out there 100%, not 60%. Not 50% to be out there 100%. I don't have excuses for anything, it's just that. How is it with these two new guys, coach, in your opinion? The practice are okay, you have a good communication with him, with Catalina, and with Chrissy? It's the same. Carter was in practices before. As second coach, he would say something, it's like the same. And Christy is hurt, but he's the elder person on the team, Christy, and he's respected from the Romanians and the other people that's on the team. So, respect and understanding of each other is the same. It's nothing difficult, it's nothing hard. They have good solution, in your opinion, for this team? Because with Audrey, you have a problem with the practice. Mircea said that in conference press. Now, how is it? Actually, I haven't been practicing, so I can't say because I've been sitting out. But practice is okay. The important thing is how we play on the court and practice is nothing more than to keep you in shape and to keep you sharp for the game. And I think as long as we go out there and practice the way we need to, then it's okay. I don't think a coach makes a practice good or bad. I think the players do, how hard we work, and if we're paying attention and if we're giving our all in practice. So for you, it's okay to not play in this game because we know Brasov is not a top team to full force to do. Well, actually, in the second half, Brasov haven't really lost by that many points unless they was playing Apatow or Medias. Every other game with every all other teams, 8 points, 7 points, 5 points. So, Medias 5 points they lost. Timișoara was 7 points. Also Panic. She stayed with the guys. I understand. You got a team that's playing hard. That's maybe how the games are close because other teams go in thinking, it's going to be an easy game and not really mentally prepared for that. But I think we will be mentally prepared and really focus on the game. But when they haven't lost about 20 or 30 points, they've been playing hard. That's all you can ask the team to do is play hard. And it will show our character if we go out there and take the team serious, take the game serious, and really play how we know how to play. Declarație nu mai este sis, Boa Crăciun va juca de data asta? Deci cred că nu va juca, cu siguranță. Nu mai, sigur. Și faptul că va rămâne salonul de bani, banca în afara lotului, nu știe nimeni. Este decizia antrenorului care se va lua sâmbătă dimineața. Deci nu se știe. Da, deci nu se știe. Deci dacă va rămâne Levat sau Herton sau Harrison, deci aia este decizia antrenorilor. Crăciun nu intră pentru că nu și-a rezolvat problema la picior sau pentru că... El face recuperare, încă va mai lua ceva timp până va putea să revină. Ligamentele sunt lucruri sensibile în corpul sportiv și trebuie tratate cu atenție. Vom vedea cum va evolua
starea lui și vom stabili când va juca, când va fi pregătit situația de vedere fizic 100%. Și am manifestat dorința de a folosi și jucători care lucrau mai puțin, având în vedere că Brașovul nu e o echipă. Aia vom vedea. Deci aia vom vedea. Deci mie personal nu a spus nimic. Vom vedea. Vom scrie doi jucători pe foaia oficială, dacă scorul ne va permite, da. Dar noi trebuie să câștigăm meciul ăsta. Asta e prima condiție, trebuie să câștigăm meciul acesta. Nu pentru cine joacă. Dacă scorul ne va permite, vom juca și alți jucători. Dar aia va fi decisă exclusiv a antrenorilor. Pentru CSU este obligatoriu să bată și Timișoara, și Otopeniu, și CSM București. Ca să facă de un play-off. În care... Eu zic că nu este... Este important să câștigăm cât mai multe meciuri. Depinde și de alte rezultate. Din cazurile făcute, ajunge și un meci să câștigi în deplasare și restul acasă tot. Dar sunt niște alte rezultate. Ca să fii sigur 100% pe ei din play-off, trebuie să decizi două meciuri de clasare și acasă toți. Deci mai sunt 7 meciuri, cu 6 victorii și 1 plângeri vom fi sigur în play-off, cu 5 victorii și 2 plângeri vom depinde de alte rezultate. Inclusiv de meciuri directe, pentru că, de exemplu, dacă iau un meci cu Oradea, la egal de puncte noi și Oradea, sunt în partea noastră, i-am văzut la 16 puncte, inclusiv la 18. Poate vom fi la egalitate cu Otopeniu. Am pierdut la 2 puncte, depinde cât vom câștiga aici. Cu Timișoara iar, am câștigat 10 puncte la Sibiu, depinde ce vom face acolo. Cu CSM-ul iar, am câștigat numai 12 puncte la Sibiu. Cu CSM-ul nu mai știu exact. Depinde de rezultate de meciuri directe. Probabil o fi 2-3 echipe la același număr de puncte, care se va face un clasament între ele. Dar este totuși cam de trend. Noi trebuie să luăm step by step, să ne gândim la fiecare meci și la finalul. Cam că scurt face doar ultimele 2-3 etape, părerea mea. Pentru echipa tehnică, mă rog, pentru banca tehnică, rămâne soluția? Nu a fost nicio modificare. Rămâne cum da? Suntem acum, nu a fost nicio modificare. Chiar dacă am pregătit la media și a fost, evoluția a fost, spune meritorie, nu ne-a fost de râs să pierdem 30 de puncte ca în Cupa României la Sibiu sau așa. Deci a fost o evoluție meritorie și nu sunt deocamdată motive să apară modificări pe banca tehnică. Săptămâna trecută aveați balanțul 2 meciuri după care se face o analiză. Adică media și Brașov după care se face analiza. Așa era. Da, și certitudinea asta la 100 învinge în Brașovul și rămâne așa, să înțeleg, nu? Cred că da. Okay. Deci CSU a încheiat sezonul ofertelor, nu mai analizează nimic index pentru următorul an, în sezon. Eu zic că da. Pentru că, indiferent, să zicem, dacă echipa are de mână șansă să joace în play-off, va juca cu aceeași conducere tehnică. Dacă, din diverse motive, Doamne ferește, vom pierde șansele de a intra în play-off, nu văd motivul pentru care să duci chiar ceva la conducerea tehnică. Pentru că am dat, asta este decizia înțeleaptă, să rămânem în conducerea asta tehnică. De la Fania, ați avut reacții în ceea ce privește decizia de a păstra pe banca tehnică un jucător ca antrenor secund și Cătălin Sărin? N-are sens nicio formă, nici un pic, dar de ceva, sunt de acord, nu sunt de acord, le place Ilean. Nu mi-a spus nimeni personal nimic, nu am avut reacții. Dacă nu le convine, ce? Păi ce? Vorba de atitudine, se pune pe oala de...